Salut, salut! Ați vrut să facem șaorma de casă? Hai să vă arăt ce fain am făcut șaorma de casă pe grătar! Bun, hai să vedem cum se face. Am început cu o caserolă de pulpe dezosate de la Fragedo, pe care le-am crestat cu cuțitul de 3 ori pe fiecare. Apoi le-am pus la marinat peste noapte la frigider cu zeama de la o lămâie, dacă o stoarceți așa vă rămân sâmburi în palmă, un pahar de iaurt de 350 de grame, o linguriță de chimion, îi ăsta, o linguriță de boia, jumătate de linguriță de cardamon, o linguriță de coriandru boabe, jumătate de linguriță de scorțișoară și ardei iute cayenne. Ar mai fi trebuit să pun praf de usturoi, dar am uitat, și o linguriță sau două de sare, depinde cât vă place de sărat. Și în pasta asta a stat cam 18 ore. Apoi a doua zi am încins grătarul și le-am pus fain frumos să se pârlească. Ia uitați niște asămâri aici. Cam așa arată după ce s-a pârlit cam 3-4 minute pe fiecare parte. Vrem să aibă un pic de arsură, fiindcă și la șaorma se arde carnea pe rotiseria aia care stă în picioare. Dar ca să aibă și forma de șaorma, trebuie să tăiem fiecare pulpă în felii subțiri. Apoi cu niște ulei într-o tigaie tot pe grătar, am mai adăugat niște boia, praf de usturoi și sare și le-am mai prăjit un picuț. Bun, aici musai să ne dăm un pic în stambă, că știm să aruncăm șaorma în aer fără să pice pe jos. Și după aia putem să vă arătăm restul videoului. Am topit, bineînțeles, niște brânză Gouda peste lipie, ca să aveți voi ce comenta. După aia am pus niște salată, carnea de pui de șaorma și niște maioneză. Am păstrat-o mai simplă, se mai poate pune ketchup sau orice sos vă place vouă. Mie așa mi-a plăcut și a fost super, super bună. Au zis ce crocantă s-a făcut lipia, fiindcă o sta pe grătar. Dacă nu vă place așa, nu o puneți pe grătar.